să trecem telefoanele în mod sens, ca să nu perturbăm întâlnirea de astăzi. Vă rog, verificați-vă telefoanele și puneți în mod sens. Astăzi e o semnificație importantă pentru poporul român. La 27 martie 1918, la adunarea Sfatului Țării, care erau 138 de membri, tot atâtea voturi, s-a votat unirea Basarabiei cu țara mamă, cu România. Și săptămâna trecută am fost invitat de unul de la Neamț la o ședință comună a celor două guverne, în Basarabia și România, unde s-au discutat proiecte comune. Iar acum vin de la centrul de afaceri, unde are loc o întâlnire în colaborare cu UNICEF România și sunt prezenți cei doi miniștri, Ministrul Tineretului și Sportului din Guvernul Român și Ministrul Tineretului și Sportului din Basarabia, domnul Zurcu. Semnând o colaborare cu județul Bacău, privind bunele practici și diseminarea bunelor practici și noi oportunități pentru adolescenți și tineri. În acest sens, joi va avea loc la, și fac acest anunț, ca fiecare dintre dumneavoastră să anunțați tinerii, adolescenții, toți cei care sunt peste vârsta, tinerii care sunt peste vârsta de 18 ani și sunt interesați pentru această oportunitate, se va lansa la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău, în aula universității, programul Startup, unde vor primi tinerii finanțări nerambursabile pentru a-și deschide o afacere, o mică întreprindere sau în funcție de. Eu vă invit la acest program, cred că este o oportunitate foarte bună pentru tinerii noștri din județul Bacău. Ședința fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Sunt prezenți toți, da? Prezență 100%. Vă rog să-mi permite să vă prezint invitații la această ședință. Domnul Daniel Rusu, președintele Asociației Sportive TNT Sport Bacău. Domnul profesor Ioan Dănilă, președinte executiv Societatea Culturală și Institutul Vasile Alexandrei Bacău. Doamna Carmen Mihalache, revista Agricultura Ateneu Bacău, managerul. Domnul Florin Sâncescu, managerul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Bacău. Domnul Gicu Adrian, managerul la Biblioteca Județeană Bacău. Doamna Popa Mariana, manager Complexul Muzeal Ilian Antonescu Bacău. Doamna Gabriela Gărău, manager Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău. Domnul Ionescu Ambrozie Padă, manager Filarmonicii Regiora Bacău. Doamna Olguța Hânsu, manager Școala Populară de Arte și Meserii Bacău. Domnul Marius Lențeanu, director Serviciul Public pentru Protecția Plantelor. Domnul Romin Botezatu, director Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamentul Bacău. Doamna Daniela Țițaru, director general al Direcției Generale de Serviciul Social și Protecția Copilului Bacău. Domnul Adrian Gavăr, directorul Centrului de Educație Inclusivă numărul 1. Domnul Adrian Stac, directorul Școlii Gimnaziale Speciale Maria Brunsori. Domnul Teni Constantin, directorul Centrului de Educație Inclusivă numărul 2, Comănești. Domnul Dan Liviu Frăteanu, directorul Școlii Gimnaziale numărul 22 Bacău. Doamna Alina Grozescu, directorul Școlii Gimnaziale numărul 7 Dobna. Domnul Dan Marcel Babiuc, directorul Societății Naționale de Crucea Roșie din România, filiala Bacău. Doamna Lenuța Ardeleanu, directorul Institutului Județean de Drumuri Bacău. Domnul Popa Adrian, manager Spitalul Județean de Urgență Bacău. Doamna Oana Ciodaru, președinte de la aeroport internațional.
Național George Ionescu Bacău, doamna Natasha Crișmaru, director executiv la Agenția Județeană de Evidența Persoanelor Bacău, doamna Măriuca Amăriei, subcomisar Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, domnul Petre Vlase, managerul ansamblului folclorii Cusiocul Bacău, doamna Alexandrina Sforțanu, directorul Câjiraie Bacău, directorul de asemenea sunt prezenți, directorul executiv și directorul executiv adjunct ai direcțiilor aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea, aprobarea acestui verbal al ședinței din 14 martie. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de Consiliu Județean al domnului Toma Viorel. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consiliu Județean al domnului Umbrărescu Ștefan Solin. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului găzduirea primului campionat european IPSA, turneul de calificare la campionatul european de fotbal pentru nevăzători. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău prin Consiliul Județean Bacău cu Asociația Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și Agenția pentru dezvoltarea regională Nord-Est, în vederea participării regiunii Nord-Est la Târgul Internațional de Investiții Esporean-Germania. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Alexandrina, ediția 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean din februarie 2015, privind aderarea județului Bacău prin autoritatea sa deliberativă Consiliului Județean la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în calitate de membru susținător și aprobarea contribuției pentru 2017 la patrimoniul acesteia. 8. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Dreptul Economic și Contabilor din județele din România. 9. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2017. 10. Proiect de hotărâre cu privire la partizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2017, precum și estimările pe anul 2018-2020. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 13. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului exploatării prin munca a traficului de copii și a violenței în familie. 14. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare de vederea înscrierii ansamblului folcloric Busuiocul în Registrul Artelor Spectacolului. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararei procedură vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate în administrarea complexului muzeal Iulian Antonescu. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean din martie 2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. 18. Divers. Vă supun la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Vă mulțumesc. De asemenea, este prezent aici la solicitarea domniei sale, primarul orașului Slănic Moldova, Baciu Gheorghe, și cu acordul dumneavoastră, la momentul potrivit, o să-i dăm posibilitatea să-și exprime punctul de vedere. Deci, la primul punct al ordinii de zi, și o rog pe doamna secretară județului, doamna Ina Zare, să dea citire procesului. Potrivit prevederilor articolului 42 alineatul 5, coroborat cu articolul 98 din legea administrației publice locale republicană, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, domnule președinte,
Vă rugăm să depuneți la aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 14 martie 2017. Mulțumesc, vă supun spre aprobare dacă nu sunt. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2 al ordinii de zi. Vă supun atenție demisia din calitatea de consilier județean ales pe listele ALDE filiala Bacău, înregistrată în 10 martie 2017. Este vorba de mandatul domnului Toma Viorel, consilier județean, care, conform articolului 18 aliniatul 3 din legea 393/2004, încetează de drept. Având în vedere dispozițiile legale, vă propun aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Toma Viorel. Cine este pentru? Mulțumesc! Punctul 3, rog secretarul județului, doamna Dinazar, să dea citire. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Umbrărescu Ștefan Sorin. Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședință ordinară luna martie 2017, având în vedere prevederea articolului 90, raportat la articolul 32, 31 alineatul 3 și 31 minice 1 alineatul 1, din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 100 alineatul 33 din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, luând în considerare hotărârea Consiliului Județean Bacău privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Toma Viorel, ținând seama de adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Bacău, numărul 577 din 21 martie 2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău în data de 22 martie 2017, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Umbrărescu Ștefan Sorin, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din 5 iunie 2016, în temeiul articolului 97 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Umbrărescu Ștefan Sorin, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din 5 iunie 2016. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cel interesat la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Articolul 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul va face parte ca membru din Comisia de Specialitate a Consiliului Județean Bacău din domeniul economic. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului județului Bacău, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Bacău, persoanei nominalizate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Vă supun la vot validarea mandatului de consilier județean al domnului Umbrărescu Ștefan Sorin. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Îl rog pe domnul Sorin Ștefan Umbrărescu să vină aici în față și să depună cuvântul. Senatul Umbrărescu Ștefan Sorin, consilierul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu prevederile art. 90, raportat la art. 32, aliniatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Thank you.
Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, expunere de motive privind asocierea județului Bacău cu Asociația Sportivă TLT pentru organizarea și desfășurarea proiectului găzduirea primului campionat european țin la turneul de calificare la campionatul european de fotbal pentru nevăzători. Asociația Sportivă, doamna Matiș, Asociația Sportivă TNT din Bacău a solicitat sprijinul județului Bacău în vederea desfășurării proiectului găzduirea primului campionat european IPSA, turneul de calificare la campionatul european pentru fotbal, de fotbal pentru nevăzători. În cadrul acestui eveniment vor participa un număr important de țări, printre care se numără Irlanda, Grecia, Belarus, Polonia, Cehia și România, peste 120 de sportivi și trainer, precum și un număr mare de spectatori, persoane fizice și juridice cu acoperire națională. Beneficiarii direcției proiectului sunt echipa națională României de fotbal nevăzători, asociațiile de nevăzători, precum și echipele naționale și internaționale de club. Turneul de calificare la campionatul european de fotbal pentru nevăzători reprezintă cel mai important eveniment paraolimpic al anului în România. De asemenea, acest eveniment este la prima ediție din istoria IPSA, iar buna funcționare a acestuia va promova nu doar Bacău, ci și țara noastră la nivel european și mondial. Obiectivul acestui turneu este stabilirea unei poziții puternice a României în sfera sportului paraolimpic internațional, acesta cunoscând astfel importante beneficii de imagine și de și autoritate. Valoarea totală a proiectului este de 244.549 lei, reprezintă cheltuieli de masă, cazare, arbitraj, teren, utilități, transport local, cheltuieli de organizare, control medical, asistență medicală, recuperare și pregătire sportivă. Din această sumă, valoarea totală solicitată Consiliului Județean Bacău este de 22.019 lei, reprezentând cheltuieli de cazare, transport, masă, competiție, arbitraj, control medical, recuperare fizică, promovare, eveniment, alte investiții materiale, precum și cheltuieli de publicitate și mediatizare eveniment. Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Sportivă TNT din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului mai sus menționat. Cine dacă sunt intervenți, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 5 al ordinii de zi. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Consiliul pentru Dezvoltarea Regională, hotărăște conform hotărârii din 19 decembrie 2016 aprobarea participării regiunii Nord-Est la o serie de evenimente investiționale, precum Forumul Economic de la Clinica, Polonia și Târgul Internațional de Investiții Expo Real München, Germania. La aceste evenimente, regiunea Nord-Est va fi reprezentată de ADRE Nord-Est împreună cu Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Botoșan, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Având în vedere cele prezentate, Agenția Dezvoltare Nord-Est a solicitat încheierea unui acord de participare la Târgul Internațional de Investiții Expo Real München, Germania, între Agenția Nord-Est, Asociația Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și Consiliul Județean Bacău. Scopul proiectului presupune implicarea părților în participarea regiunii Nord-Est ca exponant la Târgul Internațional de Expo Real 2017 din München, organizat în perioada 4-6 octombrie 2017. Participarea regiunii Nord-Est la aceste subpavilion României oferă următoarele avantaje. Vizibilitate și marketing de țară, poziționarea regiunii ca destinație investițională, prezentarea avantajelor investiționale în fața a 39.000 de participanți din 77 de țări și peste 1.000 de jurnaliști și reprezentanți media. Oportunitatea de a întâlni și de a interacționa cu investitori privați și instituționali cu focus pe proiecte și investiții.
Standul regiunii nord-est va fi parte din standul comun al României, care se va întinde pe o suprafață totală de 78 de metri pătrați și este conceput pentru Agenția de Dezvoltare Nord-Est și cele 6 consilii județene. Costul participării în cadrul standului comun al României pentru Consiliul Județean Bacău se ridică la 10.335 de euro plus TVA-ul. Prețul este valabil doar în condițiile participării în cadrul standului României ca regiune nord-est. Prin această participare, Consiliul Județean beneficiază de posibilitatea de prezentare a ofertei din punct de vedere investițional a județului Bacău în cadrul standului României. Având în vedere cele prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău prin Consiliul Județean Bacău cu Asociația Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea participării regiunii Nord-Est la Târgul Internațional de Investiție Exporeal München, Germania. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc! Următorul punct al unui de zi, în scopul comemorării a 200 de ani de la nașterea scriitorului Vasile Alexandrei, unul dintre cei mai mari, cei mai importanți creatori ai literaturii române, este intenționează realizarea proiectului Alexandrian. Având în vedere importanța acestui eveniment la nivelul județului Bacău, proiectul va fi realizat în parteneriat cu Consiliul Local Bacău. Principalul obiectiv vizează organizarea unor întâlniri constructive între oameni de cultură, scriitori, membri Academiei Române, critici și istorici literari, cadre didactice și universitare și învățământul preuniversitar, cercetători, muzeografi, actori, muzicieni pe de parte și aspiranți la statutul de creator de artă, ori de comentator al actului artistic pe de altă parte. Reuniunile culturale Alexandriana, care vor avea loc în perioada 70-2017, constituie un cadru generos de afirmare și diseminare, reunind în multitudine acțiunilor culturale atunci propuse scriitori, editori, actori, cu scopul de a pune la dispoziția publicului opera marelui creator de literatură născut în Bacău, precum și creațiile literare și artice inspirate din scrierile acestuia. La prima ediție a reuniunilor culturale Alexandriana se estimează participarea peste 300 de persoane, scriitori, membri Academiei Române, editori, cadre didactice, muzicieni, studenți, elevi, reprezentanți a instituțiilor de cultură din județ și autorităților publice locale și județeni. Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 81.010 lei, din care Consiliul Județean va suporta 50.610 lei, reprezentând cheltuieli cu premiile concursului internațional de creație de noi poezie și dramaturgie, premiul de debut poezie, premiul de debut dramaturgie, premiul național Vasile Alexandrii, cheltuieli cu onorabile membrilor jurului și cheltuieli specifice evenimentului. Iar suma de 30.400 se va solicita Consiliul Local Bacău, reprezentând cu premii pentru tinerii creatori și scriitori consacrați, cheltuieli cu tipărirea volumului Vasile Alexandrei acasă, cheltuieli pentru achiziționarea de documente aparținând scriitorului Vasile Alexandrei. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Alexandriana, ediția 1. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare cine este pentru. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Modificarea hotărârii Consiliului Județean din februarie 2015 privind aderarea județului Bacău prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean la Societatea Națională Junceanu și Filiala Bacău. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Bacău, a înaintat Consiliul Județean invitația de a deveni membru susținător pentru contribuirea la sprijinirea financiară și materială a activităților specifice ce au ca finalitate protecția vieții și sănătății oamenilor, de asigurarea respectului față de ființa umană, prevenirea și alinierea suferinței fără predeterminare de naționalitate. Cu privire la solicitarea de mai sus, arătăm că Consiliul Județean Bacău a aprobat aderarea județului Bacău la Societatea Națională de Crucea Roșie din România, Filiala Bacău, în calitate de membru susținător. Având în vedere restricțiile bugetare, prin aceeași hotărâre s-a decis ca Bacău, județul Bacău să contribuie la sprijinirea financiară sau materială a filialei Bacău cu suma de 20.000 de lei pe an.
Prin proiectul de hotărâre supus adoptării se propune, motivat de experiența lor de colaborare, modificarea hotărârii Consiliului Județean în sensul precizării expresiei că valoarea hotărârii județului va fi aprobată anual la propunerea Societății Naționale de Cruceroșii din România, filiala Bacău. Totodată, având în vedere prevederile bugetare, se propune stabilirea contribuției județului Bacău la patrimoniul acestei cotizații de utilitate publică pentru anul 2017 în cuantum de 25 de milioane. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean din februarie 2015 privind aderarea județului Bacău în calitate de membru susținător și aprobarea contribuției pentru anul 2017 la patrimoniul acesta. Și sigur, ținând cont și rezultatele care le-a obținut filiala comparativ cu celelalte din țară, este una dintre cele mai bune filiale din țară prin rezultatele obținute și cei mai mulți voluntari, membri voluntari. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Mulțumesc. Următorul proiect pe ordinea de zi. Consiliul Județean Bacău este membru al Asociației Directorilor Economici Contabililor din județele din România și printr-o adresă înregistrată în martie 2017, Consiliul Județean, la Consiliul Județean, Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele România a comunicat nivelul cotizației pentru anul 2017 prin valoare de 1000 de lei. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind plata acestei cotizații către Asociația Directorilor Economici și Contabili din județele din România. Cine este pentru? Dacă sunt. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi. Îți dau cuvântul doamnei director Mitrea să fac o sinteză a materialului, mă rog, așa cum este prevăzut. Proiectul bugetului pentru anul 2016, pe care îl supunem astăzi spre analiză și aprobare, a fost fundamentat în conformitate cu legea finanțelor publice locale, legea bugetului de stat pentru anul 2017, precum și a legii responsabilității fiscal bugetare nr. 69/2010, respectând toate principiile și regulile bugetare. Conform dispozițiilor legale, proiectul bugetului Cooperativului Bacău pentru anul 2017 a fost adus la conștiință publică. Fundamentarea proiectului de buget a fost în vedere obiectivele bugetului de stat pentru anul 2017. Pentru acest an, bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Bacău cuprinde resursele financiare care să asigure funcționarea aparatului propriu și a celor 21 de instituții subordonate, asigurarea cofinanțării la proiecte la fază de interogare, finanțarea prioritară a obiectivelor de investiții noi sau continuare, aferente unor proiecte finanțate din fondurile externe la universitate, precum și a lucrărilor de investiții sau activități în continuare, finanțate de surse proprii, prinderea programului de investiții publice a obiectivelor noi, pentru care sunt asigurate și surse de finanțare prin proiectul de buget multianual. O să vă prezint acum o sinteză în cifre în ce privește bugetul pe 2017. Pentru acest an preconizăm venituri totale în valoare de 298.442 lei, din care veniturile la secțiunea de funcționare 279.577 lei, adică 94% pondere în total venituri, și venituri la secțiunea de dezvoltare 18.865 lei. Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 338.760 lei, din care cheltuielile aferente secțiunii de funcționare 279.577 lei, în pondere de 83% în total cheltuielilor, și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 59.183 lei. Conform articolului 26 din Legea Finanțelor Publice Locale, fundamentarea și aprobarea bugetului se realizează de secțiune, și anume secțiunea de funcționare care are ca venituri. Venituri proprii în sumă de 83.900 lei, sumele pagate din interval pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru echilibrare
în sumă de 94.534.000 lei și subvenții de la bugetul statului sau alte administrații în sumă de 73.376.000 lei. Structura cheltuielor de funcționare este după cum urmează. Cheltuieli de personal 113.422.000 lei. Cheltuieli pentru bunuri și servicii 37.565.000 lei. Fondul de rezervă 500.000 lei. Transferul între unități ale administrațiilor publice, 18.992.000 lei. Asistență socială, inclusiv programul lapte, corn și programul fructe în școli, în sumă totală de 84.663.000 lei. Rambursări de credite pentru investiții, inclusiv dobândiți, 5.760.000 lei. Împrumuturi acordate din buget local, 3.300.000 lei. Și alte cheltuieli reprezentând alte proiecte, cotizații, finanțarea pe legea 350, fonduri nerambursate și personal și finanțarea cheltuielor cu personal necredical, în total de 15.475.000 lei. În ce privește secțiunea de dezvoltare, proiecția bugetară se prezintă astfel. Structura veniturilor. Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare 3.352.000 lei, subvenții de la bugetul de stat 8.495.000 lei și sume de la buget, alte sume de la bugetul de stat 7.018.000 lei. Structura cheltuielor se prezintă cum urmează. Transferul între unități ale administrațiilor publice 37.632.000 lei, proiecte de finanțare nerambursate 700.000 lei și alte cheltuieli de capital 20.151.000 lei. Ele sunt detaliate în raportul aflat în mapă. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna director. Prioritățile noastre ale bugetului în ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, așa, obiecturile mai importante, și cum le-am discutat și în comisii, rămâne aeroportul internațional George Enescu, finalizarea investiției din surse proprii, terminalul de pasageri, turnul de control și anexa administrativă, parcarea pentru autovii cu terminalul intermodal pentru transportul rutier, rezervorul de apă, anti-incendiu și stația de pompare, care are ca termen și dorim să le terminăm cât de repede în iulie anul acesta. Totodată, creșterea capacității portaj și modernizarea pistei de decolare-aterizare, în care documentația este finalizată. Așteptăm lansarea ghidului solicitantului la programul operațional de infrastructură mare. Sunt obiectivele strategice, am putea spune, sau obiectivul strategic, care ne preocupăm pentru a finaliza și pentru a putea începe și lucrările cu privința modernizării pistei. Obiectivele finanțate în domeniul sănătății sunt cele 4 secții de la Onești, care s-a finalizat, s-au terminat și perioada de contestații, a fost câștigat în instanță, știm cine este declarat câștigătorul. Imediat după aprobarea bugetului vom putea semna contractul de execuție a lucrărilor de modernizare a celor 4 secții, medicină internă, neurologie, ORD, oftalmologic și din cadrul spitalului. E un proiect în asociere cu municipiul Onești. Lucrările de reparații capitale ambulatorului de specialitate la pediatrie, lucrările capitale la pediatrie, corpul A și B, la Spitalul Județean din Bacău, lucrări capitale la laboratorul, clădirile atelier pentru a muta laboratorul de medicină legală, lucrările de reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență, unde este secția HIV SIDA. De asemenea, o prioritate imediat după aprobarea bugetului reprezintă actualizarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Programul Național de Dezvoltare Locală, cu obiectivele care au fost prinse și sunt peste 95 de obiective aprobate de către Ministerul Dezvoltării până în prezent, 15 unități de învățământ, grădinițe și școli, 8 sisteme de alimentare cu apă, canalizare,
67 de drumuri de interes local comunal, 3 poduri, podețe sau curs pietonale, 2 drumuri județene, la care se adaugă cele 9 drumuri județene pe care le-am depus săptămâna viitoare și încă aproape 300 de proiecte de la nivelul întregului județ. Și proiecte pe care noi le-am aprobat în ședințele anterioare. De asemenea, prin programul operațional regional, avem lucrările de intervenție, reabilitare și modernizare la clădirea Vivariu. A trecut, într-adevăr, de o etapă de evaluare, ajuns în cea de eligibilitate, a intrat în cea de evaluare tehnică și economică. Și proiectul pe axa rutieră strategică Neamț-Bacău. La sfârșitul săptămânii trecute am reușit să închidem încărcarea în aplicație și să înregistrăm proiectul ca depus, intrând în perioada de evaluare. Cam astea sunt prioritățile mari în ceea ce privește dezvoltarea, sigur, și pe social și proiectul cu care avem și program pilot cu UNICEF-ul. Am dorit și suntem în discuții cu, cu Ministerul Sănătății, cu reprezentanța UNICEF România, pentru a crea 10 centre medicale comunitare la nivelul județului Bacău. O să le alegem împreună în funcție de nevoi, tocmai pentru a veni cu serviciile medicale cât mai aproape de comunitate și pentru a elimina un pic presiunea care se face acum la compartimente de primiri urgenții. Și multe din intervenții s-ar putea face în comunitate dacă ar exista aceste servicii. Dacă sunt intervenții la acest lucru. Domnul consilier Botean. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă și domnule consilier, intervenția mea vizează și probleme din natură procedurală și de fond. În expunerea de motive, se menționează că județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolul 39.3, a adus la cunoștința publică proiectul, fără a se specifica modalitatea prin care s-a făcut această aducere la cunoștință. Mergând la legea 273, aflăm din articolul 8, pentru respectarea principiului transparenței și publicității, proiectul de buget trebuie publicat într-un ziar local, pe pagina de internet sau la sediul instituției. Pe pagina de internet nu l-am văzut, în ziar local nu l-am văzut, închipui că este prezent la sediul instituției. Doamna directoare, așa este, publicitatea la sediul sunt probabil, nu? Dacă da, sigur. Dar pe internet și la... Și pe internet și în presă. Pe internet deci, nu l-am văzut. A fost publicat în data de 6 pentru ADF. Și în presă a fost publicat în data de 7 februarie, până de șapte. M-am uitat pe pagina de internet, chiar nu l-am găsit. Februarie sau martie? Martie? 6 martie. 6 martie. De 6 martie, 15 zile calendaristice, însemnând inclusiv 20. Sau 21, pe 22 avem la dispoziție 5 zile să convocăm întâlnirea Consiliului, ședința Consiliului Județean, ceea ce am și făcut, 5 zile de 27. Mă bucur că este prezent pe pagina de internet, înseamnă că se poate, s-a putut informa, toți bărcăoarele, tot județul. Oricum, mare parte din primari nu cunoșteau informațiile privind bugetul și privind celelalte detalii legate de sumele repartizate, sumele defalcate pe care le repartizăm pe ei. Pe fond, venind acum, am constatat o sumă insuficientă pentru stația de curare. O să spuneți că vine Arponeștiul. Dar asta ne privește
toți cetățenii Bacăului, pentru că deja s-a depășit termenul privind realizarea acestei îndeplinirea condițiilor conformității pentru apele uzate din decembrie 2015 și suntem în orice moment pasibili de a plăti taxa de infligere. După cum știți, pentru deșeul de menajere s-a stabilit deja o taxă care este la nivelul României uriașă, undeva la 72 de milioane de euro pe lună. Deci, taxe uriașă. De aceea, cred că trebuia suplimentat acolo. A scris numai 5.000 de lei, probabil, pentru a avea poziție bugetară. Dar cu 50.000 de lei nu se face stație. Apoi, aș fi vrut să văd o preocupare pentru situația probabilă, posibilă, în care sudul județului Oneștiul va fi rupt în eventualitatea că podul de peste totuși va fi în posibilitate de a fi folosit. Și cred că dacă s-ar fi alocat bani pentru repararea drumului care merge din Onești prin Gura Văiei spre Rădăciun, care era o alternativă în cazul în care se folosește podul, sau repararea drumului județean care trece prin comuna Târgu Totuș. M-aș fi bucurat și ar trebui să fie prezente și ar trebui să fie în atenția noastră aceste două drumuri. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier Olteanu, dacă mai sunt și alte intervenții, vă rog. Da, la stația de epurare, cunosc, sigur, a fost prins, este o sumă, într-adevăr, monică, dar sunt niște proceduri care să ajungem noi la probabil, în partea a doua, doamna director general, de dacă poate să ne dea câteva detalii tehnice, care sunt etapele care... Deci, așa cum se cunoaște, noi, la ora actuală, un studiu de fezabilitate elaborat, pe baza unui studiu de prefezabilitate, în care s-au analizat două variante în ceea ce privește rezolvarea problemei de epurare în Onești. Urmează ca, în cealaltă etapă, să ține procedura de achiziție, proiectare și execuție pentru realizarea noii stații de epurare. A fost, așa cum bine știți, probleme ceea ce privește regimul juridic al sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stația de epurare și tratarea apei din Onești. Abia săptămâna trecută s-a primit de la primăria Onești documentația cu extrasul de carte funciară pentru stația de epurare. Va fi revizuit și master planul, așa cum spunea și domnul președinte, master planul pe apă uzată, în vederea fundamentării proiectelor pentru POIN, program operațional infrastructură mare, valoarea stației de epurare se ridică undeva la 9,5 milioane de euro, inclusiv de mai. Contribuția Consiliului Județean de vizită 90% este un efort extraordinar de mare, deci șansa reală de finanțare a acestui obiectiv o reprezintă accesarea fondurilor europene, fie prin sau de la bugetul de stat, PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Pe oricare surse de finanțare s-ar fi dorit să se aplice, fără lămurirea situației juridice a imobilului cu instalații și clădiri și terenul aferent, nu era posibil în niciuna din variante. Deci o să vedem pe parcursul elaborării actualizării marginalului, tratajul și problema situației de evaluare. Da. De fapt, nu și operatorul regional care va gestiona sistemul de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești. Da, mulțumesc, doamna director, pentru precizări. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2017. Articolul 1, articolul 2, articolul 2.1, articolul 2.2, articolul 3, articolul 3.1, articolul 3.2, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 7, articolul 8,
articolul 9, articolul 10, articolul 11, 12, 13, 14, 15 și 16, așa cum au fost prezentate și cine este pentru. Vă mulțumesc. Domnule președinte, eu să mă abțin de la votul acestui proiect, pentru că lucrez la una din instituțiile subordonate Consiliului Județean. Deci, vreau să menționăm o acție, da? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Doamna director Mitra. Domnul director, s-a spus mai compaus, domnul director care s-a aprobat bugetul și pot să meargă la cea de activități. Aprobăm noi aici este o sumă foarte mică la nivelul județului.
comparativ cu suma totală care se alocă la bugetul de stat, adică din cei 73%, 80% îi repartizează finanțele publice, având în funcție următoarele criterii, populația, suprafața unității administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a unității, gradul de colectare, și asta este foarte important, pentru că funcții de gradul de colectare pot fi penalizate sau nu, și 20% din suma rămasă se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean, ceea ce facem noi astăzi. Am încercat să găsim niște principii ca să eliminăm pe cât posibil subiectivitatea din repartiția acestor sume atât de mici. La drumuri, principiul a fost următorul, s-a adunat numărul total de kilometri de drumuri locale și vicinale. Suma totală s-a împărțit la numărul total de kilometri, a ieșit o sumă per kilometru, iar acea sumă a fost înmulțită la fiecare unitate administrativ-teritorială cu numărul de kilometri și a dat bugetul respectiv. Așa a fost repartizat. Dincolo, la echilibrare, s-a ținut cont, sigur, de aliderate, s-a ținut cont de cofinanțare pe proiectele pe care le au în derulare partea de cofinanțare să venim să-i sprijinim unității administrativ-teritoriale, nu așa cum ne-am fi dorit, suma trebuia să fie mult, mult, mult mai mare. Dar spunem noi că am încercat să, pe principiul eliminării acestei diferențe sau discrepanțe între urban și rural, să sprijinim ruralul, pentru urbanul mai au venituri. De aceea urbanul a fost ca și la rectificarea din decembrie, nu a primit nici o sumă. Cam acestea au fost principiile, prioritățile și, sigur, ținând cont și de gradul de colectare și de veniturile pe care le au unele unități administrativ-teritoriale. Am să-i dau cuvântul acum domnului primar Gheorghe Baciu, care ne-a solicitat să primim și să-și expună punctul de vedere, pentru că unitatea asta administrativă se află într-o situație mai dificilă. Vă rugăm, domnul primar. Da, bună ziua. Vă rog la microfon. Mulțumesc mult și mulțumesc și legislativului județean, când oferă posibilitatea să-mi spun punctul de vedere. Sigur că nu aș fi venit aici dacă lucrurile nu ar fi într-o situație dezastruoasă la Sfântul Moldova. Mă numesc Gheorghe Baciu, sunt primarul orașului Sfântul Moldova de câteva luni de zile. De când am venit la primărie, m-am sfătuit să rezolv problemele financiare și juridice ale acestui oraș, acest oraș care, dumneavoastră știți că este denumit Perla Moldovei. Din păcate, această Perla Moldovei, la acest moment, este într-o situație dezastruoasă și nu spun cuvinte mari. Am încercat în aceste 6 luni de zile să facem un credit. Nu ne finanțează nimeni la acest moment pierderile manageriale ale UAT-ului. Este singura ocazie ca astăzi dumneavoastră să încercați să ne ajutați. În Sfântul Moldova locuiesc puțin peste 5.000 de locuitori, dar avem 4.204, din care 2.500 active, deci pot veni 2.500 de turiști simultan și mai bine vizitatori încă 4-5.000 de turiști. Nici o formulă aplicată de ANAF și de alte instituții care finanțează localitățile nu ne favorizează, pentru că noi avem foarte multe cheltuieli date de acest specific al nostru. În același timp, imediat după ce am ajuns primar, la câteva zile, mi s-au blocat conturile. Astăzi suntem în situația că avem executate pe lângă conturi și terenuri din fața primăriei. Am reușit împreună cu o
parte, poate chiar și dumneavoastră ați donat, am răscumpărat 3 terenuri de la Izvoare și ne stătim cu bunăvânța oamenilor să reușim să păstrăm aceste valori ale noastre, terenurile, Izvoarele, să le păstrăm la unitatea administrativ-teritorială în domeniul public. Vreau să apelez la bunăvoința dumneavoastră, să încercați să mă ajutați, pentru că pe formula care s-a repartizat și care a fost o publică, noi suntem egal cu orașele, respectiv nu primim fonduri. Este foarte grav, nu avem o altă variantă. Deja am depus pentru arierat, avem 2.300.000 de ron, care dacă nu îi avem, nu o să ne putem mișca efectiv. Imaginați-vă că suntem în situația în care trebuie să intrăm în insolvență și insolvența înseamnă, peste toate celelalte, înseamnă un blocaj și al imaginii care o transmitem noi către vizitatori, către turiști. Deja turiștii nu mai vin, deja semnalele nu sunt deloc bune. Astăzi aș aminti de principiul solidarității, de când am venit la ședințe și la ADIM și la ADIS, mi s-a spus că trebuie să fim, să avem un principiu de solidaritate. Apelez la dumneavoastră, știu că reprezentați primari care au nevoi poate mai mari decât noi, poate au proiecte, poate au nevoie de cofinanțări. Nu apelăm doar la bunăvoința dumneavoastră, doar pentru a stopa această situație în care, în maxim o lună de zile, aceste terenuri vor fi vândute. Dacă noi nu dăm acești bani, atunci executorul ne-a atenționat și sunt toate terenurile din fața primăriei, toate trei terenurile, pentru că ele nu au fost intabulate în domeniul public, ele pot fi oricând vândute. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție cu orice întrebări doriți dumneavoastră să ne puneți. Da, mulțumim, domnul primar. Doamna consilier Poșa, aici ca să vă rog. Da, am ascultat expunerea de motive a domnului primar. Într-adevăr, așa cum spune dumneavoastră, de principiul solidarității, mai cunosc relativ nu în totalitate situația din Stănic. Într-adevăr, am avut discuții cu domnul primar și în cadrul ADIG-ului. Aș propune un amendament în fața dumneavoastră să luăm de la unitatea administrativă teritorială Moinești 100.000 și să-i redirecționăm către Stănic Moldova. Acesta este amendamentul meu pentru că, așa cum a zis și domnul primar, la începutul discursului, este o stațiune reprezentativă pentru județul Bacău. Mulțumesc frumos! Deci, amendamentul 100.000 Moinești. Da. Și 70.000 de la unitatea UAT Dărmănești, da? Da. Domnul președinte, l-aș ruga pe domnul primar să ne precizeze cam despre ce sumă ar fi vorba pentru a depăși permisiunea. Făcând apel la solidaritate, având în vedere și faptul că Stănic Moldova este, din punct de vedere turistic, principala speranță a județului Bacău, propunem, rugăm să facem un gest. Din situația pe care o avem la dispoziție, 44 de UAT-uri au repartizate sume mai mari de 300.000 de lei. Și am făcut așa un calcul foarte repede. Dacă de la fiecare am luat suma de 18.200 de ron, ar însemna exact 800.000 pe care localitatea asta din Moldova are nevoie pentru acest impas. Deci vă rugăm foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, să țineți cont de această rugăminte, de acest amendament pe care noi îl facem. Da, mulțumesc. Da, să ținem cont că din Moldova primește încă 1.800.000 de lei din cote defalcate din impozit și de repartizarea sumelor totale de bugetele unităților administrative de la finanțe. Noi ceea ce repartizăm, cred că e doar 20%. Dar mulțumesc. Dacă sunt și alte propuneri.
rugări. Dacă sunt date intervenții, dacă nu, o să supunem la vot amendamentele, așa cum au fost propuse. Da? Amendamentul doamnei Coșa Maricica. Cu diminuarea sumelor de repartizate de la Moinești 100.000 și pecearul lasă din Moldova și 70.000 de la Gărmănești către bugetul lui Slănic Moldova. Vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate, da? Unanimitate a fost aprobat. Și amendamentul domnului consilier Miroșeanu. Domnule, aș vrea să fac o mică precizare. Vă rog. Din cei 100.000 care reprezintă suma totală, dacă scădem cei 170.000, în diferență de 630.000, care împărțită pe cele 44 de OAT-uri, ar da o sumă mai mică. Și cred că așa, în felul acesta, am putea să închidem întreaga sumă. Deci, concret, se poate face. Deci, s-a făcut repede de suportare la 15.000 pe fiecare OAT care are o sumă repartizată mai mult de 320 de OAT. De 15.000 de la 44 de OAT este propunerea dumneavoastră, da? Vă supun la vot și acest amendament de a diminua la cele 44 de OAT-uri care au un buget repartizat, o propunere de peste 300 de mii cu 15 mii. Da? Cine este pentru? Vă rog. Vă rog să numărați voturile. Încă o dată, mâna sus. Mâna sus. Aici sunt două. Dar nu am zis că cred că era 19. Deci 14 voturi. Nu astea. Deci s-a aprobat proiectul cu primul amendament. Mulțumesc. Și pentru atât, precizarea este că banii din cote defalcate vin în patru trimestre și vom avea problema cu blocarea, cu executarea, sperăm să o putem trece. Mulțumesc. Deci rugămintea mea, domnul primar, rugămintea mea după ședințul ăsta, legătură cu secretarul județului și cu direcția juridică, să vedem cum vrei juridic ce se poate face, da? Mulțumesc. Doamna director Saha. Punctul lor de zi, modificarea organicare, s-a văzut la spitalul de țară. S-a votat numai, s-au votat numai sumele pentru Slănic Moldova. La celelalte sume ne votăm? Nu, nu. Noi am votat numai sumele pentru Slănic Moldova. Mai sunt prima dată, am supus proiectul de cu acest amendament. Și am supus... Nu, supus amendamentul. Ok. Păi, mai supunem o dată. Păi, eu vreau să intervin pentru proiect. Am intervenit pentru proiect. Vă rog. Și supun acum la vot. Puteți și întâi vreau să știu, să ne arătați unde ați publicat pe pagina de internet anunțul privind bugetul.
M-am uitat la informații din telescopic, n-am găsit. Pe site-ul Consiliului Județean. Pe site-ul Consiliului Județean, mă uit pe noutăți pe site. Dar ultima intervenție, vă rog. Mă uit pe ultima apariție. Circularul operator transport privind tarife la abonamentele de transport din anul 2017, data de 18.01. Mă uit la comunicare de presă, nu apare. Mă uit la anunțuri, nu apare. Vă rog să verificați. Referitor la acest proiect. L-am verificat, domnul. Da? Vă dați seama că... Se ne arătați, domnule, consilier. Păi, dați-mă. Deci, referit la proiect. Da, domnul consilier, poftiți. N-au trecut decât de când de zile de când iarăși ne-am confruntat cu aceeași problemă. Lipsa de transparență și arbitrariu privind modul în care se repartizează banii. Se vede treaba că practicile rele denuiesc. Nu se schimbă așa ușor. Ca și în decembrie, n-am aflat cum s-a făcut repartizarea acestor bani. Am încercat să aflăm care sunt arieratele, care sunt obligațiile, angajamentele primăriilor pentru cofinanțări, care sunt împrumuturile și n-am primit răspunsul. Firesc ar fi fost măcar la comisie să avem aceste informații în sinteză. Să vedem la fiecare primărie cât are de datorat, ce nevoie are și cât i s-a alocat. Chiar dacă colega noastră, Cristiatina, a cerut, n-a primit aceste informații, am reușit noi, dar numai cu primarul liberal, pentru că ei ne-au transmis datele pe care le-am solicitat, de fapt aceleași date pe care le-au furnizat și Consiliul Județean. Dar nu erau pentru ochii consilierilor, probabil. Și ce am constatat? Cum spuneam mai înainte, același arbitrariu, aceleași motive oculte, probabil. De fapt, da, dacă nu este văzut, e ocult. Așa se spune DEX. Ce constatăm? O primărie care primește 1.800.000, adică 1.800.000 de lei prin cotele falcate de la, prin repartiția de la NAF, mai primește 482.000 de lei de la Consiliul Județean. O altă primărie, care are un buget de 6.972.000, primește 732.000 de la Consiliul Județean. În schimb, o primărie care are ghinion, ar trebui să fie, probabil, așa trebuie să zică oamenii, unui primar liberal, care din cote de falcate primește 80.000 de lei, iar din venitul propriu are 313.977, cât primește la Consiliul Județean? 81.000 de lei. Comuna Izvorul Belgece. Credeți că este corect ceea ce facem aici? Credeți că așa vom reuși să ridicăm nivelul de trai al locuitorilor? Nu e nimeni responsabil, nu e nimeni condamnat să trăiască prost, pentru că nu este aproape de un mare oraș în care se asigură niște venituri. Și nu este condus de un primar care să fie agreat de conducerea Consiliului Județean. Nu putem la infinit să facem treaba asta. Ne batem joc de oamenii aceia. Ne mirăm că se depopulează satele, ne mirăm că pleacă tinerii. Vă spun, asta este unul din motive. Nu ne alocăm resurse suficiente ca să dezvolte, nu ne alocăm resurse pentru acces, accesibilitate și rezultatele se văd din ce în ce mai trist, mai dureros. De aceea, eu fac o altă propunere. Să facem o simplă operație aritmetică. Știți ce a reșit dacă am împărțit suma care a fost alocată pentru comunitate,
unei comune. Îți vedeți că e un rezultat care iar face fericiți pe cei care îi menționam mai înainte cu venituri mici. Dacă împărțim această sumă, ajungem la 316.035 de lei de fiecare comună. Și atunci ar fi, n-ar pierde prea mult nici Brăgești, pentru că ei erau în acea situație, în care aveau 452.000, n-ar pierde nici Dofteana, Dofteana poate ar pierde mai mult. În schimb, pentru izvorul Berzeciului, 316.000 ar fi o sumă consistentă. Ar fi de 4 ori mai mult decât am dat până acolo. De aceea, vreau ca și amendamentul meu să fie supus la vot. Deci, amendamentul grupului liberal, să se înțelege, pentru că vorbesc în numele grupurilor liberale. Împărțim această sumă care a fost alocată pentru comune, strict la numărul de comune. Deci, un echilibru perfect, dacă vă spuneți dumneavoastră, de echilibrat, așa spune și de aceea. Mulțumesc. Are meu aia între 2017 ani, spune. Da, nu știu poate. Trebuie să urmi cu 3 minute. Da, domnul consilier. Pot să supunem aprobării și acest amendament, sigur că da. Dar nu știu dacă este acest mod e obiectiv. O trebuie mai subiectiv, pentru că s-a ținut cont cu siguranță. Și nu este corect să facem aia, ceea ce n-am făcut nici la împărțirea pentru unii județeni și primul comunale. S-a ținut cont de numărul de kilometri. Am împărțit la kilometru, am împărțit cu numărul de kilometri. Vamarea pe kilometru, am împărțit cu fiecare kilometru. Acolo, da. Aici, sigur că există, fiecare comunitate are particularitatea ei. Sunt două comunități care au sume, într-adevăr, foarte mici. Asta este cea care a menționat dumneavoastră și mai este mult. Care au sub 100. Restul toți au peste 100 și s-a ținut cont de partea de cofinanțare și ceea ce ne-a trimis către Consiliul Județean. Solicitare. Toți au solicitări pentru a primi bani la cofinanțare, mult peste sumele pe care le-au primit acum. Mult. Deci niciunul din ele nu au suficiente, pentru că sunt comune mari, au și proiecte mari. Sunt proiecte mici. Da, hai să supunem la apăsă. De ce s-a dat la izvorul de vieși în 81.000 de lei? Dacă puteți să-mi explicați asta atunci, eu renunț la amenajare. Ați avut ocazia în comisia de specialitate să cereți toate detaliile. Aparatul de specialitate o sta la dispoziție. Facem acum. Aparatul de specialitate a refuzat să dea informații de care ne-ați dat început. Buget propriu, sume datorate, proiecte de la cofinanțare și împrumuturi pe ordonanțe de 28 și 46. Vă supun la vot amendamentul grupului de consilier liberal, acela de a împărți în mod egal tuturor unităților administrative teritoriale din mediul rural, da? Da, corect. Suma egal, da? Pentru că nu am afectat de nimic, pentru că s-a înțeles cu cei de la Dămâniș și Moineș și ați fost la fel. Ne-a venit aici, domnul consilier. Nu putea să înțeleg. Haideți să respectăm, să ne respectăm în ceilalți. Supun la vot. Cine este pentru propunerea grupului liberal? Vă rog să numărați votul. Și acum vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată cu amendamentul doamnei Coșa. Cine este pentru? Mulțumesc, vă rog, numărați votul. Da,
Mergem mai departe. O remarcă vreau să mai fac, dacă vreau. Vă rog, domnul. Ați observat că domnul Polan de la Stănic menționa, este situația nu se raportează, a moștenit-o și amendamentul făcut de liberal, în care chiar își rezolva situația, asta e o paliativă, 1.700.000 față 2.000.000 care are, deci el totuși pierde telefoane. Amendamentul făcut de liberal, prin care se rezolva problema, a fost recuzat de grupul PSD, care, partid care este la, a generat această situație de astăzi. Mulțumesc! Da, este părerea dumneavoastră, nu vreau să fac. Ultimul primar a fost PSD, domnul președinte. Și nu are absolut nicio susținere. Da? Mă rog. Haideți să mergem mai departe. Ca să nu intrăm în polemică. Doamna director Sava. Din cadrul anului comandului, după pregătire de ordine de sănătății în 2015-2019, îmi stabilește că fiecare sală de operație să fie angajat în sistem medical de anestezie și în sistem medical de anestezie. De asemenea, s-a solicitat să luăm un post de referință de salarii, post de economii strategice superioare și comasarea biroului informatică și a compartimentului de evaluare și statistică medicală, rezultând serviciul informatic de evaluare și statistică medicală, având în vedere necesarea dezvoltării perspectiva sistemului de gestiune informatizată, față de cele prezentate, considerăm să ai inițierea acestui proiect. Vă rog, intervenția la acest acest. Dacă nu mă spun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Următorul punct. 12, de-a făcut-o domnului vicepreședinte Marius Gândor. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin cursele regulate speciale. În vederea obținerii licenței de traseu, solicitanții au depus la Consiliul Județean un dosar cu documentele prevăzute în legea serviciilor de transport public local numărul 92 din 2007 și în normele de aplicare a legii aprobate prin ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative numărul 353 din 2007. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu după cum urmează. Pe traseul Slănic-Moldova-Onești pentru SC Trans-Moldova-Onești în baza contractului încheiat cu Liceul Tehnologic Onești, pe traseul Bacău-Onești pentru SC Teletrans-Bacău în beneficiul societății Baguline-Chesa-Onești, pe traseul Iachi-Vocna și Dovdeană-Comănești pentru SC Manacovar-Hârsănești, în beneficiul elevilor și profesorilor care învață, profesează la instituții de învățământ prin Târgu Ocnea, Mărdeana, Păchiar și Comănești. Pe traseele Ferăstrău, Târgu Trotuș, Târgu Trotuș, Bogdănești, Enăchești și Târgu Trotuș pentru SC Iordana, Trans, SRL, Mănăstirea Cașin, în beneficiul SC Trotuș, Tex, SRL și Lusi Uniun, Silusi, Târgu Trotuș, în vederea transportului angajaților pe traseul Trebeș și Demeiuș pentru E-Park. Solicitanții au depus documentația prevăzută de lege, s-au înregistrat toate avizele favorabile, fiind îndeplinite condițiile privind atribuirea licențelor de traseu. Având în vedere cele mai sus menționate, domnule președinte, vă rog să supuneți dezbaterii și aprobării aceste proiecte. Vă mulțumesc! Da, vă rog dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu vă supun spre aprobare, ce este venit? Vă mulțumesc. Următorul punct al orientației este vorba de înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie.
Este vorba de adresa primită din partea inspectorului județean de poliție, în care a propus înlocuirea doamnei Gabriela Ciobanu, inspector principal de poliție, cu doamna Măriuca Amariei, subinspector de poliție. Față de, de această propunere, vă supun spre adoptarea proiectului privind înlocuirea unui membru din cadrul echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și comerțului, exploatării pe muncă, traficului de copii și a prevenției în familie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi este vorba de înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. Adresa venită de la poliție, de la Inspectorul Județean de Poliție, prin care s-a propus în locul doamnei Gabriela Ciobanu, inspector principal de poliție, urmând a fi locuită doamna Maria Măruca, subinspector de poliție, și doamna Rodica Știucă, fiind înlocuită cu doamna Daniela Țățaru, director general al DGASPC Bacău. Față de aceste modificări, vă supun spre aprobarea proiectului privind înlocuirea acestor membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului. Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi se referă la efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii ansamblului folcloric Busuioc cu registrul actelor spectacolului. Ansamblul a făcut o solicitare pentru a realiza demersurile necesare în vederea înscrierii instituției în registrul actelor spectacolului. Autoritățile administrației publice în subordinea care funcționează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru. Asta prevede ordonanța 29/2007 la articolul 27 alineatul 2 și la articolul 12 al ordinului ministrului Ministerului Culturii. Cererea pentru înscrierea în registru a instituțiilor de spectacol sau concerte întocmită conform formularului tip prevăzut în anexa numărul 1 se depune de reprezentantul mandatat al instituției. Vă supun spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării de mersuri necesare în vederea înscrierii ansamblului folclorului Busuioc în registrul actelor spectacolului. Cine este pentru? Mulțumesc! Următorul punct al ordinii de zi se referă la adoptarea de mărire procedurilor privind închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate de administrarea Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Printr-o adresă registrată la Consiliul Județean, Complexul Muzeal Iulian Antonescu solicită Consiliul să aprobe închirierea unor spații aflate în domeniul public al județului în și aflat în administrarea Instituției de Cultură la un tarif de 190 lei metru pătrat pe lună. Perioada propusă pentru închiriere este de 5 ani. Având în vedere că imobilul care se solicită închirierea se află în administrarea complexului muzeal, închirierea se face prin licitație publică organizată de către instituție cu respectarea prevederilor hotărârii Consiliului Județean din 2010. Propune ca taxa de participare la licitație fie 250 lei, iar contravaloarea documentației de participare la licitație fie de 100 de lei. Celelalte documente ale licitației vor fi întocmite de către Complexul Muzeal Iulian Antonescu, conformitate cu prevederile regulamentului CAR. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului și date în administrarea Complexului Muzeal. Cine este pentru? Mulțumesc! Și cel de-al 17-lea punct al ordinii de zi se referă la concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor, scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Este vorba de o diferență de putere rămasă nedistribuită. Pentru că în urma licitației au fost distribuite un număr de 63.224 față de 63.366. Această diferență de pubere există această propunere, propuse pentru a primi un număr mai mare de pubere în urma redistribuirii sunt izvorul Berteciului, Negri, Odobești, Orbei,
Parava, Plopana, Secuie, Corbasca, Dealumorii, Greceana, Cruiești, Părășeni, Mărcești, Părături, Buitătărești, Bulgărești, Bărsănești, Bogdănești, Coțufănești, Dofteana, Mănăstirea, Cașii, Coituz, Pârgărești, Târgu, Trotuș, Agășa, Săuberești, Azlăber, Sus, Ghimeș, Păgeri, Palanca, Solonț. Vă supun spre aprobare proiectul de privind modificarea hotărârii județean din 2015 privind concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun al proiectului menționat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul președinte diverse. Sunt dacă nu, domnul consilier Șoba, vă rog. Mulțumesc. Aș avea o propunere pentru având în vedere situația grupului și hotărârii de la Omeni, cum și faptul că va genera costuri suplimentare în momentul în care va intra în reparații și încât, din câte știu eu, drumul podul de la Omeni este totuși podul aparent, sper că vreau. Aș avea propunerea ca serviciul podului de drumuri să facă, în perioada următoare, propuneri pentru bunătățirea căilor de acces către municipiul Onești, prin Gura Văii, de fapt o evaluare, prin Gura Văii și prin Târgu Trotuș. Să facă o evaluare a situației iminente, a podului care se va închide, probabil, peste o lună, două, trei, patru, cinci. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. La adică. Ce? Domnul administrator Fumucov, preluați dumneavoastră, da? Mulțumesc. Și mai am eu la diverse, o mai rețin atenția 20 de secunde atât, în cadrul revizuirii strategiei județului, ținând cont de noua legislație, de noile surse de finanțare și ghidurile respective, s-a ajuns într-o etapă în care există un draft, un plan de acțiune și un portofoliu de proiecte. În următoarea perioadă ați primit fiecare dintre dumneavoastră la mapă pe fiecare domeniu de activitate, începând de mâine dimineață până pe 31, să participați și să vă dați toată implicarea în a putea să dăm o formă cât mai aproape de final și cât mai completă a strategiei. Vă mulțumesc mult! Thank you.